Deputatul PSD, Dumitru Coarnă, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că a identificat mai multe probleme în localitățile Cășcioarele, Crivăț și Radovanu. În comuna Radovanu, deși autoritățile au cheltuit fonduri pentru realizarea unei rețele de apă, rezultatul analizelor de laborator atestă faptul că apa nu este potabilă în localitate, susține deputatul. Acesta a declarat că populația a fost înștiințată să nu consume apă din rețea. Am aici, de exemplu, rezultatele buletin de analiză 110 din 19-a. Vorbim de determinarea parametrilor microbiologici din apa potabilă. Vorba de speța de la Chivnoci, de la Radovanu, despre care vorbeam, ne-am format plângeri penale. Avem indicatori care sunt conformi. Ne-am format plângeri penale în sensul ăsta și ne-am raportat într-una dintre capete de acuzare cu punerea în primejdie a sănătății publice. Deocamdată buletinele de analiză încep să ne confirme. Discuția de la Cășcioarele, despre care am amintit-o data trecută, avem deja contracte, avem deja acțiune pe instanță și încercăm să recuperăm creanțele, să recuperăm prejudiciul de la domnul Iorga, care practic vine, am înțeles eu pe surse așa, cum că ar fi făcut o comasare, adică o plată în altul, lucru care nu este prevăzut în contractul de muncă între părți. Practic unilateral au luat domnului decizia asta, o să verificăm și acele facturi să nu fie din astea, decât semnate cum au fost la Cribeț, adică semnăm, luăm banii și nu construim nimic, se numește fals. Dar noi deocamdată ne-am îndreptat în civil, avem deja oameni specializați care se vor ocupa de speță. Să știți că la Radovanu e o problemă. Eu recomand tuturor să nu consume apă. Din acea zonă, problema se clarifică din punct de vedere sanitar. Pentru că avem aici un certificat care are niște valori modificate. Eu fac recomandare tuturor cetățenilor din Radovanu să nu consume apă, deși oricum lucrurile sunt într-o altă logică acolo. Dosarul penal l-am formulat la parchetul de pe lângă terminalul Călăraș. Am înaintat și la parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casație și Justiție. Probabil că săptămâna viitoare o să mai lucrăm la o altă plângere penală, pentru că trebuie să se miște lucrurile. Nu putem să abandonăm o investiție de 10 milioane de euro, 10 milioane de euro, și să nu funcționeze nimic. Adică să nu putem folosi apa nici menaj pentru menaj. Și atunci sigur că primarul de acolo, cei care au gestionat această problemă din punct de vedere financiar, trebuie să răspundă. Să răspundă penal. Am informații că și-au chemat, nu știu ce, contabil care să șteargă urme, că există case din asta de contabilitate, care nu știu ce ar putea să mai șteargă de acolo. Dar eu sunt aproape de subiect. O să-l tratez legal, numai cu forța legii. Deja am zonat Cășcioarele, Radovanu, Cribeț, unde vorbim de infracțiuni, dosare penale, vorbim de prejudicii mari. Vorbim la Cășcioarele de aproape 10 miliarde, nu? Dintr-un contract de închiriere ulterior transformat în contract de concesiune, iar partea refuză să-și plătească datoria către locuitorii din comuna Cășcioarele. Deja v-am spus că am demarat procedurile, avem un primar destoinic, un primar tânăr, chiar mă bucur că a câștigat alegerile și este foarte, foarte preocupat și foarte acurat în realități. Avem prejudiciu mare de la Radovanu de 10 milioane cu acea instalație de apă potabilă, care numai potabilă nu este. Avem alt prejudiciu la Cribeț, unde deja este dosar penal, de nimeni nu lucrează, nu refuză să lucreze în el. A fost un primar de acolo care practic a falsificat documente, a încasat prețul la 800 de tone de piatră, fără să ajungă o piatră în comuna Cribeț. Este consilier local și nimeni nu-și o cetează. Din 2017 dosar penal. Eu am făcut adrese către DNA, credeți-mă că știu ce am de făcut, prin avocați am făcut adrese către DNA, DNA răspunde după gardă, răspunde după colț, pentru că au interese acolo, îmi pare rău să spun lucrul ăsta, dar au interese în acele dosare, pentru că sunt interese de natură politică. Domnul deputat, situația este la nivelul întregului județ. Fostul director de la EcoApa spunea că unei conferințe de presă, în urmă cu un an și ceva, cred, că nu există apă potabilă în Bărăgan, apă din cuțuri, din fântâni. Deci ce nu vine prin sistemul de la EcoApa, sistemul de filtrare, nu există apă potabilă în nicio localitate din județul Păi și atunci trebuie să dispunem acele măsuri ca să nu punem pericol sănătatea publică. Asta nu e justificare. Faptul că apa nu e potabilă, eu trebuie să fac investiții. De ce credeți că la Radovanu au fost 10 milioane de euro? Că probabil au fost plătite acele investiții ca apa să fie potabilă. Păi noi la București avem apă de Dimbovița. Credeți că nu e tratată corespunzător? Păi dacă nu era tratată corespunzător, eu acasă fac buletin de analiză la 3 luni. Am un filtru. Și fiecare la 3 luni vine cineva, specialistul, și măsoară apa, măsoară, nu? Și e din Dâmbovița. Nu e prânză freatică săpată la poți de mare adâncime. Păi ei au încasat banii ca fiind acele instalații funcționale, să numește fraudă, vă spun pe românești.
Nu? De ce la EcoAqua e corect? Pentru că ei se lucrează corect, pentru că nu ai cum să distribuie infracțiune în codul penal și infracțiune de mare pericol. Pui sănătatea publică în pericol. Despre ce vorbim? Adică nu poți să te joci cu lucrurile astea. Dacă ne jucăm cu sănătatea publică și domnul procuror, purcarea acțiunilor fonte, o să se joace și cu lucrul ăsta, e problema dumnealui. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi o să răspunde pentru faptele noastre. Dar Doamne ferește, se întâmplă nenorocire acolo. Noi oamenii sunt informați și n-au consumat apă. Am avut grijă. Noi am avut grijă prin reprezentantul de acolo, Ionuț Galbinașu, cei de la Consiliul PSD, să transmitem aceste mesaje cu oamenii să fie protejați.